Așa, uitați-vă, avem un gest deosebit, da, frumos, în această zi. Și vreau să vă pun întrebarea de la cine intuiți că vine surpriza. Fica Cristina. Așa? Ați intuit corect și este corect, da? Avem pentru dumneavoastră torta, da, aici e un vin și o floare care o să-mi permit să vi le ofer. Da, da, vă rog frumos. Și am avut rugămintea ca să dăm și eu unui mesaj, da? Poate ține-te rog, ca să-i nepoții, da? Elevă clasa. Bravo! Ce simt? Noi deja am discutat. Da? Sigur. Așa, și mesajul care sună în felul următor. Să știi că mereu mi este greu să-mi exprim dragoste, mândrie și stima pe care le port față de tine de timpul. Știai că pentru mine ești bărbatul ideal. Și știi de ce? Fiindcă mereu ai știut cum trebuie să ne educi, cum să-i oferi mămicăi dragoste și stimă. Ai fost și ești un exemplu pentru cei din jur. La mulți ani, tăticule, la mulți ani, om frumos, la chip și la suflet. Astăzi nu suntem alături, dar cu sufletul și cu gândul suntem aproape. Să nu-ți dispară glumele pe care le porți mereu cu tine și le ofer celor din jur bună dispoziție. Să ne încânți în continuare cu muzica plină de evlavie, tânăr în suflet. Să ne fii sănătos alături de nepoții. Noi te iubim enorm. La mulți ani, cu drag Fica și Gini de drag. Așa, cu greu ați stăpinit emoțiile, sunt foarte frumoase și o să vă las să-i mulțumiți, da, fiicei. Cristina, și să-i spuneți câteva cuvințele acolo. Sunt eu foarte frumoase, așa că nu le ascundeți și e important că sunt sinceri. Da, nu m-am așteptat. Eu vă mulțumesc, mult sănătate, mult succes, mari realizări, ce ați spus în gând să împlinească. Noi suntem cu voi, voi sunteți cu noi. Împreună facem o societate deșteaptă, mari realizări, succes în domeniul pedagogic, că e profesoară, vorbește franceză, engleză și germană. Tărie de caracter, mă așteptăm acasă, dar dacă e bine acolo, venim și noi acolo. Unii bine, acolo și e de mine. Unii e rău, e de mine. Sănătate, la mulți ani, mulțumim de toate ce ați făcut. Foarte optimist și frumos. Mulți ani.